să ai noroc ca să le cazi lor pe bale, că mă duc la cabinet, îmi zâmbesc siroc. Ca și om, știi de extraterestri. Știu că ai fost plecat destul de mult de afară. Nu, foarte mult. Am fost... Din cauza că am fost plecat foarte departe, un timp foarte scurt, se înțelege că am fost plecat foarte mult departe, cum ar fi. Mai lucrez în, când nu fac muzică, am mai lucrat în construcții, sunt un ingineraș de calitate și am fost plecat în Africa de Vest anul trecut, la muncă. Cu muncă, nu la muncă. Și... te-ai întors? M-am întors, pentru că nu am apus o poveste de povestea Africii, că mai bine o caut pe Wikipedia sau ceva într-un atlas din ăsta. Și... m-am cam lăsat de treabă, ți-am zis, pentru că oricum știi și tu că vrea mai combinație pe la noi cu joburi, cu... adică... sunt joburi, uite, de exemplu, Grigo lucrează, doar că Grigo lucrează într-o fabrică, cum s-ar spune, eu aș lucra într-un domeniu cât de cât secvențial, așa, segmentat, că azi se construiește, mâine nu se construiește sau se oprește din ce se construiește. Și am zis că aș face bine să fac o pauză și să mă dedic mai mult muzicii și bine am făcut, pentru că n-am prea respectat, adică eu respect munca pe care o fac. Doar că o respectam 99% și acum o cam respect 100%. Mai era nevoie de niște procente. Unul. Și acum e în regulă. Față și poate calea, dar așteptarea e un cont antisocial și nu mai... adevărul. Păi ce să mă definească? Orice ține de natura mea și tot ce contribuie la natura mea ca om. Ca și artistul om, ca și profesionalistul om, ca și fiul omului, fiul omului, ca și iubitorul de femei om, ca și orice de viață, de la toate acțiunile pe care le fac zilnic, până la trăire, emoții, nu știu, și tot ce are legătură de natura mea, ca om. Pentru că de acolo derivă mai multe rădăcini, sunt ca un arbore din ăsta în care sunt omul afo, sunt omul mil, sunt omul umil, sunt omul și tot așa. Adică există mai multe caractere înglobate într-un singur corp de om. Ăsta, pe care îi vedeți de aia aici pe treapta. Din Biblie. Că fiul omului e fiul, cum am zis, e fiul speciei existente pe planeta asta. Dacă omul se numea, nu știu, reptilianul, să zicem, ca să folosesc un termen cunoscut, eram fiul reptilianului. Acum sunt fiul omului și o să fiu întotdeauna, din păcate, din fericire. Cine știe? Da, la cum am desenat pe coperta aia cu 100 de euro, mă aștept să devenim cyborg, primim o pizza, da. Păi ar fi pe 27 mai acum la pădurea Păulești, vineri, da, la pădurea Păulești, unde o să fiu băiatul și cu aproape toată brigada facem record la I Love Festival. Cred că găsiți informații și pe facebook.com/ILoveFestival sau ceva de genul. Sau găsiți ca băieți pe site pe Pro News informații. Pe 29 duminică o să fie lansarea lui Deliric, inspecția tehnică periodică la Silver Church. O să bag și eu, o să bage și la sport meu și ceilalți sport de la Face Records. Și pe 9 iunie vă aștept la mine la lansare la Club Wings. O să fie undeva în jur de ora 9 sau ceva de genul. 9-10, nu? Nu, intrarea așa.
între 2-3 ore așa, între 9:10 și 10:30. Voi veniți. Exact. Găsiți CD-uri acolo la intrare, o să am invitați pe CTC, Chimie, DJ Sos, fratele nostru ungur, internațional și Access de la brigada USM. Și o să mai fie niște băieți care se bage pe care nu i-am scris pe afiș. Mai sunt niște piese ce le-am ținut eu așa mai pentru tine. Da, exact, mai pentru mine și o să le prezint acum. O să găsiți informații, găsiți pe Facem Record, pe www.facemrecord.ro, găsiți pe Bro News, găsiți pe Facebook-ul meu Emil Teleagă, pe Facebook la El Grigo. Găsiți peste tot informații necesare ca să puteți să ajungeți acolo unde vreți voi sau vreau eu. Vă aștept acolo, pe 9 iunie, și să veniți cât mai mulți. De fapt, nu foarte mulți, cât în cap în club. Nu știu ce capacitate are. Să ne distrăm. Bine. Și cu mine. Și cu mine. Da. Da. Mulțumim pentru timpul acordat. Mersi și eu. Nu uitați, Afuric, fiul omului mixtape, mixat de omul Grigo. Se găsește pe rapmusicstore.bronius.com, 25 de lei, un paie de țigări și o colă la jumate. Cola. Dimineața. Mai slab ca deținuții Minecraft, de ce nu ți-aperi poarte?